Dragii noștri, petrecem împreună, suntem într-o atmosferă de sărbătoare, de bucurie, plină de sensibilitate, sensibilitate adusă în dar prin cântecele colegilor mei care v-au cântat mai devreme, v-au adus în dar și colinde, și melodii de părinți, și melodii de dragoste. Ni s-au alăturat în cadrul acestei emisiuni alți colegi plini de talent, plini de har, și vreau să-i invit pe rând aici alături lângă mine. O să încep cu doamna Elena Călin Vasile. Elena Vasile Călin, dobrogeancă, cu o plină de sensibilitate, plină de har, este profesor de canto și un interpret de seamă de acolo din Dobrogea. Fata de la mare a venit aici la noi la Gorj să petreacă sărbătorile împreună cu noi și vă mulțumim din suflet. Bine v-am găsit! Prima oară am călcat în casa EMI TV, am călcat cu dreptul și am luat și piatră în gură. Ne bucurăm să nu fie ultima dată. Un Crăciun fericit pentru ziua de mâine, un ajun frumos, cu liniște în suflet, multe, multe bucurii, pace, lumină și tot binele din lume tuturor. Doamne ajută, așa să fie, dumneavoastră vă urăm asemenea și celor pe care îi pregătiți, că știu că aveți elevi pe care îi pregătiți. Am elevi mulți. Și mulți, odată și eu, odată și... vorbeam mai devreme că o să-i aduceți sigur. Aici când o să puteți, când o să fie. Sau venim noi la mare și filmăm. Cu cea mai mare plăcere vă așteptăm să fim noi gazde de această dată și când o să veniți la mare, facem o emisiune frumoasă, într-o locație frumoasă, pentru că avem locații multe și superbe, și vom face o emisiune și cu elevii noștri care cântă frumos. Păi dacă au asemenea profesor, cu siguranță au ce învăța, le insuflați ce sigur, trebuie. Sigur. Mulțumim și abia aștept să ne încântați. Vreau să invit alături de mine pe colegul meu, Dumitru Vasilescu. El este omniprezent la EMI TV pentru că nu se poate. E altceva cu el și cu dumneavoastră. A venit așa mai târzior, pentru că fiind seara de ajun, știți dumneavoastră. Am fost încolindat. Ai fost încolindat. Da. Și la tine cum se colindă? Cu bani sau fără bani? Pe gogoș, pe cozonac. Banii, cum ai zis, Valentine, cu plicul? Păi nu, dar nu ai fost mai devreme. Prietenul meu, Valentin Andrei, mi-a făcut un cadou pentru Crăciun. A zis, dragul meu Dumitru, nu ne-am văzut de mult, ai aici un plic care... Nu, n-am terminat. Eu am spus așa, dragul meu, ai venit prea târziu. Mie moșul mi-a adus un plic cu bani. Da. Și eu am luat banii și le-am dat plicul. Pentru că moșul... Deci ți-a adus moșul, da? Moșul care a adus tot ce a adus aici, eu zic că e moșul, șeful moșilor, Emil Badea, și a adus un plic și... Singurul plic care a fost, l-a luat domnul... Asta trebuia să mai facă Valentin prietenul Andrei. Meu, Emil, pe Moș Crăciun. Restul le face pe toate. Pe Moș Crăciun. Da. Păi face. Vreau să nu ne audă copiii de acasă să credă că, de fapt, moșul e... Nu. Asta moșul e cu adevărat moș. Noi am glumit. E moșul există. Cu adevărat care a adus cadourile. Pentru că o să-l întreb și pe domnul Dumitru Vasilescu, ce ți-a adus ție moș? Draga mea, Betty, pentru mine Moș Crăciun a venit odată cu lansarea noului meu CD, care am reușit să-l imprim la... Cum? Trecut toamnă după toamnă, melodia care am și cântat-o în această seară. Am reușit să imprim cu orchestra Moldovlașca de la Chișinău, care eu i-am iubit de când au apărut pe piață. Și, cum să zic, sentimentul a fost reciproc, ne-am înțeles foarte bine, am făcut și clipuri împreună cu orchestra. A decurs totul... Ce vedea telespectatorii EMI TV, da, clipurile a fost perfect. Le vedem tot, aici, totul nu? A fost se perfect, vor vedea da. De aici. La EMI TV totul a fost perfect. Eu zic că pentru mine este o realizare și un cadou destul de mare. Câte care a reușit piese? Moș Crăciun. O să vii aici cu albumul. Eu 15 vreau să piese, trecut toamnă după toamnă, Dumitru Vasilescu și orchestra Moldovlașca de la Chișinău. Să-ți aducă noroc, să ai multe realizări cu acest album și să-i facem o lansare frumoasă și aici, că de ce nu? Doamne ajută, cu cea mai mare plăcere. Alături de colegi pe care o să-i inviți tu, bineînțeles. Tot timpul ți-am răspuns cu da. În afară de ziua ta, mulțumim să întoarcem trecutul. Da, de ziua mea mi-a făcut o farsă, în fine, s-am șters cu buretele toate mesajele corect, pe care le-am trimis. A trecut ziua ta, da. Ce să zic, telespectatorul, un Crăciun fericit, sănătate multă și nouul an să vă aducă tot binele din lume, să nu mai trecem din ce am trecut și să fie totul cum a fost până acum 4 ani, 3 ani. Da, eu zic că anul ăsta a fost...
bun pentru noi. Acum nu știu dacă pentru toată lumea, dar să zicem că e un început. A fost bine, a fost bine. Dacă România pe Dumnezeu, dacă noi soliștii, artiștii și colegii mei din platou, dacă muncim și ne dăruim și pe lângă bănuții care îi câștigăm, mai și investim să facem cu orchestră renumită, să facem piese frumoase, să venim în fața publicului cu piese noi. Să muncim pentru imagine, da? Să muncim pentru imagine, să muncim pentru public, pentru că publicul este judecătorul nostru, el ne judecă. Eu, înainte să scot materialul, am trimis, cred că, piesele la vreo 10-15 prieteni de-ai mei și le-am spus care ar fi și soliști. De ai cerut o părere. Da, care ar fi titlul, inclusiv lui Adiologul, care este prietenul și colegul meu. Hai să-l invităm aici și pe Adi lângă noi. Care ar fi cea mai bună piesă, care ar fi titlul, fiecare a venit cu mai multe păreri. Până la urmă, eu le-am adunat, le-am calculat, le-am împărțit, înțelegi că am fost la școală. Și bun, tot ce ți-a plăcut ție ai pus la album titlul, nu, ce da? A ieșit să fie bine. Bine ai venit, dragul meu prieten. Bine v-am găsit. Da, co-prezentatorul meu din această seară magică, domnul Dumitru Vasilescu. Tu ești o voce extraordinară. Mulțumesc. Chiar vorbeam acolo cu colegii când cântai. Mulți te cunosc și spuneau că ești așa cu un caracter frumos și așa este, dragilor. Să știți că eu îl cunosc pe Adi de mult timp. Și sora lui cântă foarte frumos, Valentina Lătărețu, și o salut cu mult drag. Nu a putut să vină astăzi cu noi, dar o să vină probabil de celelalte sărbători. Ne-a cântat un cântec pentru mame, pentru de mama. Părinți în general. E sensibil și e binevenit în această seară, pentru că nașterea Domnului nostru Iisus Hristos este o sărbătoare magică. Sper că nu te împlictesi cu vorba, că eu sunt. Nu, eu vorbesc te mult. Te rog așa. Să vorbești tu. Asta vreau să spun despre cântec, despre mă scuzi, cum. Vreau să revin un pic la colegul nostru la caschetă, indiferent ce alege noi și la ce ne-am gândit și așa. Cei de acasă, cei care ascultă, decid care e titlul, care e cea mai cea, care ei se decidă să asculte, să se petreacă pe ele, să bea un pahar de vin eventual. Vin, șpriț. Judecătorul nostru este publicul, bineînțeles, nu? Da. Judecătorul suprem. Voi v-ați rupt așa în seara asta de ajun și ați venit din timpul vostru, vreau să spun, da. Că poate vrei să stai cu fetițele copii, tale cu și da, bănuiesc că după emisiune e timp mergi din nou acasă, e da? De toate, ne și ce mai faci acasă, tu așa în seara de ajun de fel? Mă juc sau cu când păpușile. Erai copil, ce făceai? Te jucai cu păpușile? Mă juc cu fetele, acum mă juc cu plastilină, da. Colorez când erai pe pereți. Tu mic, când erai tu mic așa, când cam eram ce obiceiuri mic? E? Că tu vii de la? De la Câlnic. De la Câlnic. Și ce obiceiuri așa tradiționale? De sărbătorile de iarnă? Da, de sărbători. Uite, mai ales acum, seara de ajun, ce făceai tu? Mai păi eram, am adunat bani de mici. Păi eram deja pe drumuri acum, cât e ceasul? Așa, da, cât să fie, colindam. Cât să fie colindai. Luam frații, verișorii. Plecam o turmă, deci, de copii. Deci se cânta și Steaua la voi? Se de făceau toate. Și noi aveam un obicei prost, cântam Steaua și cu celelalte colinde până de Revelion. A, păi da, pentru că poate și la voi se luau bănuți. Corect. Da, cum se luau și la noi în partea asta la Aninoasa, știi? Și dacă luai la, la mine la Mehedinți, de unde vin eu, de la Brezința de Motru. La Mehedinți sau Mehedinți? La Mehedinți? Mehedinți, ascultă-mă. Noi când plecam în colindat, draga mea, mai nimeream vecini care, fiind în seara de ajun, mai șprițuiau puțin, asta înțelegi? Asta este. Și eram patru cu Steaua, știi? Păi și ne puneau în fiecare colț câte unul, cu fața la perete, ca să vadă dacă știm versurile. Versurile, clar. Pentru că noi mai acoperam, știi? La fiecare, da. Și pe mine mai puteam, râdeam în continuu, știi? Și ce să mai, era frumos? Era frumos, da. Era frumos. Aș vrea să întoarcem timpul înapoi, poate, să mergem cu Steaua. Vreau să dai microfonul și lui Adi să și celor de acasă. Ceva. Vă urând sărbători ca altă dată, pline de bucurie și de liniște, alături de familie și de cei care iubiți. Așa să fie. Doamne ajută, sărbători cu bine și să ne aducă bunul Dumnezeu doar sănătate, că asta e cea mai de preț. Continuăm cu prezentările și să invităm pe cine să invităm alături de noi, pe doamna Iulia Niculescu, care este pentru prima dată aici la noi la EMI-TV. Nu că nu ne-am fi întâlnit vreodată, da, că noi două seara. Ne-am mai întâlnit, dar nu v-am văzut de multișor. Și vă spunem bun venit bună la această seara, sărbătoare. Și eu vă spun tuturor și colegilor din această seară și dumneavoastră. Pot să vă spun că am o nepoțică de un an jumate și să care mi-a ocupat mai mult timp. Și da, să știți că și vă moștenește, sper da? Să mă moștenească cu tot dragul. Da, și ocupă aștept, mai mult timp, da, să înțeleg, îi aștept da? De sărbători să vin acasă, ei sunt în Anglia.
Păi, copii, cred că deja și... trebuie să vină, nu? Că da, dacă da, e deja ajunul Crăciunului, ori fi pe drum, și da? Și aștept cu mare bucurie, sigur, să ne petrecem sărbătorile împreună. De asta nu am putut să vin mai... În timpul anului, da, am înțeles. Anului. Lăsați că ați venit acum când este... sărbătorile ne apropie da, de toți. Sigur. Și ați venit să ne încântați cu cântecele minunate. Ce ne cântați în seara asta? Mi-ați cântat o melodie frumoasă, da, mi-a plăcut. Și următoare, aveți vreun colin, ceva? Nu, tot o melodie de muzică populară. Am înțeles. Și doresc tuturor să le spun sărbători fericite, la mulți ani, sănătate multă și liniște sufletească în casele tuturor. Să fie numai bine. Doamne ajută, așa să fie. Să invităm alături de noi pe Ana Maria Iordache, care ne-a cântat așa despre Ana și Maria, o melodie așa zonă pastorală. Mie îmi place melodia ta tare mult. Vă mulțumesc. Cum ai plecat tu de acasă să-ți lași soțul, să-ți lași pe cea mică, nu? Pe sau cel mic, pe băiețelul, cel mic. Băiețelul. I-ai lăsat acolo, dar i-am lăsat, cu sunt pregătirile, în... da? Și tu ai venit aici să ne da, te este încânti. Mama, este mama soacră pe care le salut și aș vrea să salut în primul rând și toți telespectatorii care ne urmăresc, să le spun un Crăciun fericit alături de toți cei dragi, multă sănătate, pentru că dacă avem sănătate, se fac toate. Așa, așa este. Noi te mai așteptăm pe la noi, cu știi că ești binevenită și mă bucur că ai reușit în seara asta care, eu știu, e mai magică, mai specială, așa, și ne ține mai aproape de cei dragi. Așa dar este. Cei dragi suntem și aici, sunt așa eu este. Că am suntem aici și aici suntem o familie. Așa este. Să invităm alături de noi pe cine ne-am invitat, pe Marian Gheorghe, pe Andrei Ciotor, gorjanul nostru de la Turcinești, unde sunt cele mai bune cireșe vara, da? Nu, nu știi, Macule, că acolo sunt, Macule, și pe tine te invit, Macu Bozneanu, vino și tu aici. Am doi băieți, vino aici să te vadă lumea cât de frumos ești. Am doi băieți aici, unul și unul. Unul mai talentat decât celălalt, da? Andrei, ce faci? Bună ai plecat seara. De acasă să vii la noi, să ne colinzi, da? Da, cu mare drag. Și ce ai mai făcut tu așa până să ajungi la noi? Pregătiri, nu știu, te pune da. Mami să faci ceva acasă? Da, o ajut. Cu ce? Cu privirea sau faci cozonac? Și cu mâncarea, da, și cozonaci. Ei, na, ia uzi, domne, eu cu privirea o ajutam pe mami la cozonaci, că nu prea știam. Dar ai tăiat porcul? Da. A, ai tăiat porcul, da, deci da. E bine, că înseamnă că se mai menține tradiția cu tăiatul porcului și nu o să dispară, chiar dacă unii vor, nu? Valentine, nu zici nimic de tăiatul porcului. Și ce faci? Ai făcut șunculiță, ai făcut caltaboș și tot ce trebuie de acolo? Toate, da, da, da. Da? Da. Și dacă vrei să adresezi urările tare celor dragi. Crăciun fericit tuturor telespectatorilor, un an nou fericit. Un Crăciun fără emoție, cum ai tu acum, că văd că tu ai emoții. Dar lasă că o să ne cânt și o să-ți treacă. Hai să-i dăm microfonul lui Macu Bozneanu. Macu Bozneanu este prietenul nostru al televiziunii EMNI-TV. Bună, Beti! Așa, este plin de viață, plin de zâmbe. Dacă trebuie să vorbească, nu știu cum, dar... Da. Dar, ia zi tu, ce faci? Ce faci? Purceluși și așa, tu vii de acasă Crăciun. Direct de acolo, nu? Nu, chiar vreau să mulțumesc familiei Nemțaro de la Fărcaș și de la Dolj. Așa. Finii noștri pentru porcul care mi l-a oferit. Ce fin generos. Cam fiecare aveți, an, domnule. Mulțumim foarte frumos din partea lor și îi salutăm pe această ocazie. Iar ce să spun, la fel aici la voi... Faceți o atmosferă ca de sărbători, ca de fiecare dată. Păi și voi, e un cadru voi, atât de intim singuri. Și foarte frumos la EMNI-TV. Ne simțim bine ca de sărbători. Acum hai să trecem la cadouri. Așa. Ai primit? Păi nu. Ai primit păi nu mâine cadou? Vin. Păi da, măi, seara, păi a fost Moș Nicolae. Tot o să fie cadouri, a fost Moș Nicolae. Astă seara e seara și de ajun. Păi dacă am Moș Crăciun. Da. Păi asta întreb, așa că ai o soție frumoasă, ai o fetiță superbă. Zic, nu știu, mămica ta care ți-a dat viață, doamna Maria Bozneanu, vă pupăm. Eu sunt sigur că moșul are grijă de toți. Da, și de tine, nu? Păi, cred că și de mine. Ai primit un cadou? Ai primit și tu un cadou special? Nu vrei să dai din casă? Dar ai dat doar din casă că ți-a oferit fine un cadou special. Vine asta în... pentru că vorbirea de porcușorul. Așa se vine la... Pepa. Nu, colegi dragi, nu se vine de sărbători. Vine finul pe la naș, nu? La fatei mele îi place porcușorul Pepa. Sau nașul la fin acum mai nou. Zi, Vali, zi. Anul ăsta o dăm pe Pepa. Zi, Valentine, avem pe Pepa anul ăsta.
Așa, mai avem pe cineva de nu, prezentat? Nu, Adi știe pentru că deja are fete și știe ce înseamnă purcușorul Pepa. Sau purcelușa. Măi, să chemăm aici alături de noi o tânără talentată pe care vreau să o cunoașteți și dumneavoastră. Bună seara, Loredana Băti, da? Băti. Băti, Băti. Măi, Loredana Băti, ai primit cumva vreo botiță de Moș Nicolae? Că te cheamă Băti, știi, zic așa, vreau să te întreb. Sau nu, când erai copil așa, erai năzdrăvană? Era mai cu minte. Sora mea e mai năzdrăvană, da? Da, da. Bine ai venit la noi pentru bine prima dată, da? Bine v-am regăsit și mulțumesc mult pentru invitație. Cine, ia, păi cine te-a adus cu noi? Ia, vină domnul Marian aici, că tu ai adus-o pe Loredana, așa, să ne spui despre ea, cât de talentată e. Pe Loredana am întâlnit-o la zilele orașului Filiaș. Da, acolo ne-am cunoscut. Și vrei să o ajuți, să o cunoască da. Telespectatorii, pentru că are o voce frumoasă. Da? Și un copil cu minte. Asta contează. Succes și tot ce-ți dorești. Mulțumesc din suflet, mulțumesc tare mult. Și chiar așa și tu este. Ce ai făcut? I-ai lăsat pe ai tăi acasă și ai venit să te petreci cu noi, da? Da, vreau să... Da, să... Să le urez și tu de bine telespectatorilor, familiei tale. Ia, cum le urez? Vă urez și eu un an nou bun, fericit și să avem parte de... Pace, tot ce ne dorim, de pace, de sănătate, de iubire, bineînțeles. Da, să avem parte de cântec, el ne aduce liniște și bucurie. Tot da, așa este. O să fie balsam pentru sufletele noastre și dăm drumul la cântec! Toată viața să fim împreună.
ne desparte decât Dumnezeu. Tu îmi ești dorința, dulce ca făcatul. Suntem făcuți să trăim unul lângă altul. Dacă mă iubești și tu cât te iubesc eu, nu poate să ne desparte decât Dumnezeu. Tu îmi ești dorința, dulce ca făcatul. Suntem făcuți să trăim unul lângă altul. Vreau să mă trezesc cu tine orice dimineață. Mi-e drag și îmi este bine numai când te văd la față. Vreau să mă trezesc cu tine orice dimineață. Dacă mă iubești și tu cât te iubesc eu, nu poate să ne desparte decât Dumnezeu. Tu îmi ești dorința, dulce ca făcatul. Suntem făcuți să trăim unul lângă altul. Dacă mă iubești și tu cât te iubesc eu, nu poate să ne desparte decât Dumnezeu. Tu îmi ești dorința, dulce ca făcatul. Suntem făcuți să trăim unul lângă altul. Să-mi bată, ai sufletul care-mi place, să-l văd viața toată. Tu ești focul ce-mi face, împiet inima să-mi bată. Ai sufletul care-mi place, să-l văd viața toată. Dacă mă iubești și tu cât te iubesc eu, nu poate să ne desparte decât Dumnezeu. Tu îmi ești dorința, dulce ca făcatul. Suntem făcuți să trăim unul lângă altul. Dacă mă iubești și tu cât te iubesc eu, nu poate să ne desparte decât Dumnezeu. Tu îmi ești dorința, dulce ca făcatul. Suntem făcuți să trăim unul lângă altul.
departe, bănișorii mii și sute. Ajungeam pe la dușmanii să le cer să mă prumute. Dacă nu puneam deoparte bănișorii mii și sute, ajungeam pe la dușmanii să le cer să mă prumute. Am de toate fericit, că am muncit viața toată. Am cu ce să mă mândresc, să țin fruntea ridicată. Să dea la toți Dumnezeu atât cât mi-a dat și mie, să facă ce-am făcut eu, pe jumătatea mea să fie, mă! Am muncit cu două palme, de ambătături pe ele. Am știut să trag cu casa, doar eu cu a mea muiere. Am muncit cu două palme, de ambătături pe ele. Am știut să trag cu casa, doar eu cu a mea muiere. Am de toate fericit, că am muncit viața toată. Am cu ce să mă mândresc, să țin fruntea ridicată. Să dea la toți Dumnezeu atât cât mi-a dat și mie, să facă ce-am făcut eu, pe jumătatea mea să fie, mă! Așa, așa, ios! Merg pe drum, mă-ntreabă lumea cum am reușit în viață și cum am putut la toate eu singur să le fac față. Merg pe drum, mă-ntreabă lumea cum am reușit în viață și cum am putut la toate eu singur să le fac față. Am de toate fericit, că am muncit viața toată. Am cu ce să mă mândresc, să țin fruntea ridicată. Să dea la toți Dumnezeu atât cât mi-a dat și mie, să facă ce-am făcut eu, pe jumătatea mea să fie. Micuță cu ochi ca mura frumos, își popoate-și gura, ai sprâncene împăcate. Micuță cu ochi ca mura frumos, ești pupată-și gura, ai sprâncene împreună, te mă bagi în păcate. Lasă ei dușmanii, vorbească ce-o vrea, dar nu te dau micuță pe toată lumea. Dar lasă ei dușmanii, vorbească ce-o vrea, nu te dau micuță pe toată lumea. Ce-o vrea, dar nu te dau neicuță pe toată lumea. Dar lasă ei dușmanii, vorbească ce-o vrea, nu te dau neicuță pe toată lumea. Ce-o vrea, dar nu te dau neicuță pe toată lumea. Dar lasă ei dușmanii, vorbească ce-o vrea, nu te dau neicuță pe toată lumea.
norocul, dar să-mi ia și norocul. Mândrele au ciudă pe mine că îmi merge bine. Lasă ei dușmanii, vorbească ce-o vrea, dar nu te dau neicuță pe toată lumea. Dar lasă ei dușmanii, vorbească ce-o vrea, nu te dau neicuță pe toată lumea. Trebuie mie banii dacă sunt tânăr de ani. Banii n-am pe ce să-i dau, că-mi dau mândrele ce vreau. Ce-mi trebuie mie banii dacă sunt tânăr de ani. Banii n-am pe ce să-i dau, că-mi dau mândrele ce vreau. Când ai anii tinereții, banii n-au niciun folos, atunci simți dulceața vieții, că iubești tot ce-i frumos. Tot ce vrei fără a cere, de la mândre poți să ai, că îți dau ele din plăcere, doar dragoste să le dai. La Maria când mă duc, s-o să nu mă apuc, până nu frige în ceaun un cocoș de-al gras și bun. La Maria când mă duc, s-o să nu mă apuc, până nu frige în ceaun un cocoș de-al gras și bun. Când ai anii tinereții, banii n-au niciun folos, atunci simți dulceața vieții, că iubești tot ce-i frumos. Tot ce vrei fără a cere, de la mândre poți să ai, că îți dau ele din plăcere, doar dragoste să le dai. Ana-n brațe s-o țin, mă așteaptă, vede că vin. Știe că-s la început, mă învață s-o sărut. Pe Ana-n brațe s-o țin, mă așteaptă, vede că vin. Știe că-s la început, mă învață s-o sărut. Când ai anii tinereții, banii n-au niciun folos, atunci simți dulceața vieții, că iubești tot ce-i frumos. Tot ce vrei fără a cere, de la mândre poți să ai, că îți dau ele din plăcere, doar dragoste să le dai. Ai fată harnică și chiar de duminică, ea îmi spală hainele, eu îi sărut buzele. Lina-i fată harnică și chiar de duminică, ea îmi spală hainele, eu îi sărut buzele. Când ai anii tinereții, banii n-au niciun folos, atunci simți dulceața vieții, că iubești tot ce-i frumos. Tot ce vrei fără a cere, de la mândre poți să ai, că îți dau ele din plăcere, doar dragoste să le dai. Îți spuneam seară de seară că dragostea ție
amară, mă privei ca pe un străin, vorba ți era cu venin. Dar mai bine am plecat, de tine m-am depărtat, ți-am lăsat dragostea în urmă, viața să te ia în glumă. Așa cum mă luai pe mine, când îți vorbeam de iubire și nu îmi dădeai crezare, de dragostea mea cea mare. În viață voiam cu tine zâmbete și fericire. N-ai vrut să știi ce iubire, și-ai aflat ce despărțirea. Dar mai bine am plecat, de tine m-am depărtat, ți-am lăsat dragostea în urmă, viața să te ia în glumă. Așa cum mă luai pe mine, să cânte, să facem o nuntă ca s-o ține minte. Azi e veselie și o facem lată, mirilor mult noroc și casă de piatră. Hai să curgă vinul, muzica să cânte, să facem o nuntă ca s-o ține minte. Azi e veselie și o facem lată, mirilor mult noroc și casă de piatră. Să fii fericit. Hai, sucrule mare, hai cu soacra horă, v-a adus băiatul o frumoasă.
frumoasă noră, ai băia și noră, ai ce ți-ai dorit, să-ți facă nepot să fii fericit. Hai să curgă vinul, muzica să cânte, să facem o nuntă ca să o ține minte. Azi e veselie și o facem lată, mirilor mult noroc și casă de piatră. Hai să curgă vinul, muzica să cânte, să facem o nuntă ca să o ține minte. Azi e veselie și o facem lată, mirilor mult noroc și casă de piatră. Este ginerică, le iubește fata ca la soare ține, și fata-l iubește și o să-i meargă bine. Uite, joacă socrul mic și cu socra mică, ce băiat de treabă este ginerică. Le iubește fata ca la soare ține, și fata-l iubește și o să-i meargă bine. Hai să curgă vinul, muzica să cânte, să facem o nuntă ca să o ține minte. Azi e veselie și o facem lată, mirilor mult noroc și casă de piatră. Hai să curgă vinul, muzica să cânte, să facem o nuntă ca să o ține minte. Azi e veselie și o facem lată, mirilor mult noroc și casă de piatră. Thank you.
crezut să te iubesc așa mult. Mi-ești un ceafăr printre stele, jumătatea vieții mele. Fericire-mi dăruiești când îmi spui că mă iubești. Îmi ești roa sortii zi, jumătatea inimii. Nu mai contează neamul, azi e frate buzunarul. Că la mulți am făcut bine, cu rău s-au întors la mine. Și pe câți am ajutat, ei prea repede au uitat. Dar m-am lecuit de mult pe alții să-i mai ajut. Doamne, lasă lumea să vorbească, eu am mulțumirea sufletească. Nu am trăit degeaba în lume, și dacă mor eu las ceva din mine. Dacă îmi doresc ceva, mă întind cât mi-e plapuma. La nimeni eu nu mă duc cu ceva să mă împrumut. Ce credeau dușmanii mei, că bat în poartă la ei, c-o să ajung slugă la ei. Și eu și copiii mei. Doamne, lasă lumea să vorbească, eu am mulțumirea sufletească. Că nu am trăit de degeaba în lume, și dacă mor eu las ceva din mine. Prietenii totdeauna să-i ajut, le-am întins mâna. N-am putut să-i vând, să-i cumpăr, pe nimeni n-am vrut să supăr. Dar de-acum foaia se-ntoarce și bine nu voi mai face, că văd că nu se mai poate cu atâta răutate. Doamne, lasă lumea să vorbească, eu am mulțumirea sufletească. Că nu am trăit degeaba în lume, și dacă mor eu las ceva.
cândva de mine. Tare.